Astăzi plantăm castraveți. Plantăm spepinos. Wir pflanzen Gurken. Piantiamo citrioli. Nu plantăm le concombre. Ubor ca tâlte tâng. Ce faceți? Plantăm castraveți. Văd că aveți zâmbetul pe buze. Vă place activitatea de astăzi? Da, 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 că e lejeră, cu copii în jur, e frumos. Temperatura așa în solar, cum se simte? Deocamdată e bine. Bine, da. A crescut la Matka, o zonă unde agricultura este o activitate foarte folosită. Cum te simți, Mario? Mă simt aici ca acasă. Chiar ca acasă. Îți place activitatea de astăzi? E lejeră, e așa, de creativitate. Și e frumos așa să lucrezi cu colegii, cu profesorii? Sincer, da. Când suntem mai puțin, parcă e mai plictisitor, dar așa, când suntem mai mulți, ne motivăm și facem mare. Și avem spor mai mult. Bine. Să te întreb, Felipe, ce lecții spirituale putem extrage noi din plantatul de castraveți? Deci dacă nu iei măsuri în viața ta, atunci lucrurile se decalează. Deci vreau să te rog să-mi explici ce faci cu bățul acesta, care este rolul lui în plantarea de astăzi. Deci bățul ăsta ajută ca, și anume castraveții, să fie puși la o distanță egală. De 35 de centimetri în cazul. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă ar fi plantați mai des sau mai rar? Păi nu s-ar mai dezvolta cum trebuie. Îmi poți spune niște lecții spirituale care le mai putem extrage din cultivarea pământului? Uite, rădăcina în pământul ăsta nu se vede. Și așa e și în viața noastră, că lucrurile spirituale nu se văd la suprafață întotdeauna. Se cunoaște când un om are rădăcină? Se cunoaște pentru că uitați ce frunză frumoasă are castravetele, ce plantă frumoasă a ieșit, adică ăsta e exteriorul care oamenii vede la noi. Deci rădăcina este cauza care determină apoi planta să crească și să rodească. Exact. Văd că ești transpirat, ești pictat așa cu puțin în pământ, pe față, asta e un semn bun de muncă și de pregătire pentru viață. Apreciază activitatea de astăzi. Este foarte frumoasă, atmosferă plăcută. Mă simt aici ca în film, știți că este un film, o floare și doi grădinari. Noi aici suntem cu un castravet, deci doi grădinari. Da, e cald, e bine, nu ducem lipsă de nimic. Ne apropiem de final, așa că tragem tare. Puteți să ne spuneți niște învățături spirituale pe care le-am putea extrage din cultivarea pământului, din plantat, din experiența aceasta practică? Eu am învățat astăzi un lucru, că dacă nu faci o treabă bună de la început, apoi o să-ți ia cel puțin dublu timp să o faci. Am început din partea aceea solarului să punem castraveți în găurile care deja erau făcute și nu erau chiar la distanța potrivită. Și după a trebuit să-i scoatem, am mai și rănit plantele, a fost puțin mai complicat, așa că da. Ca principiu în viață, mai bine faci un lucru bun de la început, chiar dacă stai puțin să înveți înainte, decât să trebuiască să-l faci a doua oară. Sergiu, ai și tu câteva învățături? Da, da, mă gândeam că suntem acum când pământul este deja moale, totul e pregătit de plantat, dar înainte a fost un timp în care a necesitat pregătirea solului, întinderea furtunelor, adică a fost un proces. Mă gândesc că Dumnezeu ne trece și pe noi prin același proces. Înainte să planteze sămânța cuvântului, ne pregătește și ne pregătește solul inimii, întinde acolo furtunele ca să fie udată sămânța. Exact, da. Așa că e nevoie de răbdare, suntem într-un proces și în procesul ăsta să lucrăm alături de Dumnezeu, care ne ia pas cu pas și ne duce până la maturitate. Și maturitatea dorită de El este să rodim cât mai mult. Da. Bine, mulțumim frumos! Cum ți se pare? E greu? Puțin, dar e chiar fain, adică... Da. Ce zici, după ce pleci la Integritas o să-ți pregătești și tu un solar acasă? Cred că da, ar vrea. Și te va ajuta ce ai învățat aici. De vorbă cu doamna Teodora, secretara școlii, profesoară de remedii naturale și astăzi în activitate la plantat castraveți.
Ce ne puteți spune, doamna Teodora, despre activitatea de aici, despre lecțiile pe care le putem învăța? Planta trebuie pusă cât mai aproape de instalație. Aceasta este instalația pe unde vine apa, e sursa de viață pentru castravete. Și mă gândesc că și sufletul nostru trebuie să fie mereu adăpat din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, ca și castraveții aceștia pe care îi vom vedea curând, aducând roade bogate, așa va aduce și viața noastră, roade frumoase. Profesoară de istorie și engleză la Liceul Integritas, cum te simți astăzi, Evelina, la lucru, la plantat? Foarte bine, având în vedere că e prima dată din an, e super. E prima dată din an sau prima dată din viața ta? Din an. Ai mai plantat? Da. Ok, văd că ai spor și zâmbet pe față. Da, foarte mult. Și în plus că când nu o faci singur, e și mai bine. Când lucrăm așa în echipă, parcă avem mai mult entuziasm și spor. Domnul Cornel, ce credeți că câștigă un elev la Integritas care muncește pământul? Cu ce îl ajută lucrul acesta? Ce beneficii ar fi din cultivarea pământului pentru un elev? Învățăm, cum spuneam mai devreme, că de aici ne câștigăm existența, adică hrana noastră de fiecare zi doar de aici vine. De aici ne luăm elementele nutritive și tot ce ne dă pământul. Iar ca activitate, elevul învață multă răbdare, pasiune pentru ceea ce face, dacă face cu drag și cu spor. Da, cultivăm lucruri în echipă, pentru că nu lucrăm singuri, aici suntem împreună, povestim, legăm relații de prietenie. Și în plus de asta, astăzi plantăm o plantă firavă, mâine o vedem cum a evoluat, cum s-a dezvoltat, mâine, poi mâine, figurativ vorbind, venim să culegem roadele. Și avem satisfacția lucrului făcut. Vedem în urma noastră cum planta asta se bucură pentru ce am făcut noi pentru ea. Și de aici învățăm că trebuie să lucrăm și pentru ceilalți, ca și pentru planta asta, pentru oameni în general. Mulțumim! Și cred că un alt avantaj ar fi ca elevii noștri, când vor deveni adulți, să-și cultive propriile grădini, propriile sere, și să se poată auto-întreține, să se descurce ca și ei adulți în propriile lor familii. Da, ăsta este un element important, pentru că noi la școală aici pregătim elevi pentru viitor. Și știm că viitorul, așa conform Bibliei și ce ne învață Dumnezeu, va fi complicat. Și fiecare trebuie să știe să-și procure singur hrana, că va veni vremea în care nu poți să cumperi sau să vinzi, și tu să știi să-ți faci lucrurile de bază în activitatea pe care o avem. Așa este. Mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiul de a învăța să lucrăm pământul și ne dorim să avem binecuvântarea Lui mai departe. Amin. Amin.